conformitate cu dispoziția la articolul 133 și articolul 134 din ordonanța de urgență a Guvernului 1917-2019 și a dispoziției numărul 5 din 15 a 1 a domnului primar a fost convocată ședința ordinară de astăzi. Sunt prezentor consilier și ăsta poate să înceapă. În conformitate cu articolul 138 al numărul 15, supun spre aprobare procesul verbal în chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă? Abținere? Deci, ce? Haideți, domnul președinte, vă rezolvați comisarul. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit să vă conduce lucrările de ședință conform normelor legale și democratice. Se respectivă ordinii de zi. Proiecte de hotărâre privind aprobarea organigramei administrative și numărul de personal din aparatul de specialitate a primarului domnului Avioan, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul departamentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează Comisia 2, Comisia pentru Administrație Publică Juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a grupului cetățenilor. 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului dotarea cu utilaje a serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Avioan. Inițiator, primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care avizează sunt cele 3 comisii. La diverse, dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi, nu. Dacă nu, supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dar putea spune cineva. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru anul 2021. Admisie Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Admis favorabil. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, am mai discutat și în comisie în ceea ce privește organigramul statului de funcții. Față de hotărârea de Consiliu care a fost adoptată în octombrie 2020, am avut acolo niște modificări. Am avut și postul vacante, ulterior ele au fost ocupate prin concurs și totodată au mai ieșit și doamna Murat Marcica de la Liceul Public Curești Capin și a rămas postul vacant. Și trebuie să facem modificări de astea. La fel cum am spus și în comisii, deci și compartimentul de servire a suferit câteva modificări. V-am spus că am cele două posturi de șofer care le avem și ne-am mutat la Serviciul Voluntar de Situații de Urgență. Și v-am spus că am refăcut acel post compartiment Situații de Urgență. Am făcut Serviciul Voluntar de Situații de Urgență între țările drumuri, între pedrile și autotransport. Și aici, automat, regăsim toată echipajul cu domnul Merușcă, șeful serviciului SVSU, și după aceea ceilalți toți șoferi. Cam asta este. În ceea ce privește organigramul în toată ziua. Domnul secretar, îmi dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiect de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului dotare cu utilaje a serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Ardeoan. Aviz de Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Bogdan Gheorghe. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Mocrica Subani. Domnul Vice, dacă... Domnul Vice. Da. Vorba de cei 50.000 de euro care mi sunt acordați pe gal. Și am hotărât să achiziționăm două modelare, un excavator și un dampă, pentru activitățile pe care au lucruri de desfășurare și pentru să justifice pentru deformatori și alte activități. Asta. Dacă mai vreți cineva să cuvântul? Dacă nu sunt la tot proiect de hotărâre în formă prezentată de executiv, cine este pentru, împotrivă, dacă sunt abțineri. Diverse, dacă dorește cineva să scrie la cuvânt. Fiind depuizate toate problemele la ordine. E o problemă cu avizul de la Solanța. Vreau să facă proiect pentru aducțiune de apă.
și vor să înțepe la noi, la complex. Am avut o discuție anul trecut cu primarul, am avut o discuție cu proiectantul și am primit de la Consiliul Județean să le dau avizul. Și o să le dau aviz negativ din cauza că mi-a trimis o documentație incompletă. Și nu pot să le dau avizul din cauza că noi acolo avem conducta de alimentare cu apa noastră, avem proiectul pentru gaze și canalizarea. Și dacă mă duc la drumuri naționale, nu sunt de-a voie să merg eu pe șanță. Și cum am procedat în 2008, cei care sunteți mai vechișori știți, cu conducta crabului, o mers prin șanț, așa i-am cerut și proiectantului. Vă descurcați, luați avizul voi de la drumuri naționale, deci eu nu vă las să mergeți pe zona, în zona de protecție a noastră, între șanț și proprietăți, din cauza că am și investiții acolo și după aia, ce fac? Le punem unele peste altele. Și documentația care mi-a transmis-o Consiliul Județean, păi, sunt acolo niște, are un plan de situație, dar nu e nimic, nu poți descifra nimic. Și le-am făcut un răspuns, le-am dat avizul negativ, astăzi, în bine curent, o să le trimit avizul și asta e situația. Dar ca să știți și voi, poate mă întreabă cineva. Ăsta este motivul care stă la baza dării acelui aviz nefavorabil. Dacă își pune documentația la punct și picăm de comun acord, ca în momentul în care trece conducta să treacă tot prin șanț și podețele care le distruge, să le facă înapoi și acea minută să facă parte din aviz, dăm avizul. Altfel, nu dăm avizul. Le-am dat două soluții, nu fost de acord cu ele, că zic că e foarte mult de mers pe dealul, putea să meargă pe acolo, pe Tătăroaia, putea să meargă de la podul ale Untenești, să meargă pe malul Tazlăului, prin spatele proprietăților, făcea doar o traversare la Parfene acolo. Deci noi trebuie să avem, în primul rând, în vedere investițiile noastre, așa cu ei. Nu că cu sedii sau... Dar trebuie să facă cum trebuie. Da. Și bine să știți și voi. Capacitatea de alimentare cu apă satisface necesarul și pentru ei. Păi și aici este o problemă. Deci este... Nu, aici este o problemă. Am discutat-o cu Bicele. A zis că în momentul în care... În momentul în care o să plecăm de comun acord, să-și tragă de aici, mi-a să-mi vină crabul cu adresă și să nu mă trezesc că rămâne oamenii mei fără conduct, fără apă. A zis, acolo unde se înțapă, să fac un cămin cu o vană, prima dată îmi alimentez rezervoarele și când nu am eu nevoie de apă, merge la Solunța. Eu n-am gândit să știu că acea conductă, nu știu, ori din 90 ori de 110, dar cred că 110, aducțiunea. 4 soare. Nu, 4 soare nu e 110. Și nu știu dacă asigură debitul. Dacă ăștia își asumă lucrul ăsta de la CRAB, dar asta o să le discut atunci când o să vin la discuții. I-am chemat de să fie de față reprezentanță primăriei Agroman, reprezentanță primăriei Solunț și proiectantul. Eu am avut o discuție cu proiectantul, dar ce mi-a trimis aici nu-i concludent. Dacă mai doresc cineva să ia cuvântul. Fiind depuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței.